genul programului Pamflet. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, începe comentariul zilei. Alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-am regăsit. Iată că liberalii au un nou și același președinte, păi, cum confirmat e în ședința de alegeri de sâmbătă. Alexandru Băieșanu a fost ales cu o diferență de aproape 300 de voturi în comparație cu Marius Ursaciuc, dar și Adrian Popoi a luat vreo 5 voturi, din câte cu toate că se retrăsese. Da. Doar că nu l-au șters de pe buletinele de vot. Chestiunea că a ieșit cu 300 de voturi, așa că spui că a ieșit cu 300 de voturi, pare mult. Însă nu, problema trebuie văzut altfel. Contracandidatul Alexandru Băieșanu a avut aproape jumătate din voturile lui. Ceea ce trebuie să dea de gândit domnului Băieșanu. Atunci când jumătate din delegați pe care mai mult tu i-ai ales ca președinte, votează pentru contracandidatul tău, e o problemă. Jumătate din numărul celor care l-au ales pe Alexandru Băieșanu, nu jumătate din delegați. Nu, jumătate din om. Da. Păi... Delegații au fost vreo 900, au votat 800 și așa, aproape da. 900. Păi na, hai să spunem, rotunjim, 600 sfert, Alexandru da? Băieșanu, 300 Marius Ursaciuc, da? Da. Păi a avut jumătate din voturile lui, din voturile pe care le-a luat domnul Băieșanu. Înseamnă că este o problemă, că nu este normal, într-un fel, ca tu, partid care ești la putere, după ce ai câștigat alegerile, să ai o opoziție împotriva președintelui atât de mare. De obicei, și asta am văzut în 20 de ani, toate formațiunile politice, fie la nivel central, fie în organizații, după ce trece un ciclu electoral, după ce trec alegerile parlamentare și locale și partidul respectiv se regăsește la putere, președintele formațiunii politice respective câștigă alegerile fluierând. Păi le-a cam câștigat cu 70%. Nu e fluierând? Nu e fluierând. Deci domnul Băieșanu ar fi trebuit să câștige, să ia, din câți au fost în total 900, să ia el 800, să ia contracandidatul. Sau să n-aibă nimeni curaj să candideze împotriva lui, da, cum s-a întâmplat la PNL, PSD sau la PDL. Măcar la PNL s-a băgat cineva. Dar domnul Băieșanu are o problemă în partid. El a făcut după aia apel la unitate. Însă modul cum a înțeles el să-și facă propagandă electorală, și a zis și Marius Ursaciuc, bă, chestiunea. E normal, e o competiție electorală, nu? Să vrei să câștigi, că de-aia te înscrie la alegeri. Domnul Băieșanu a vrut să câștige, cum a vrut și domnul Ursaciuc. Bă, dar spune cât ești tu de bun, mă, nu cât sunt eu de rău. Și domnul Băieșanu a avut presa, cu mici excepții, presa a fost de partea domnului Băieșanu și l-a tocat pe Marius Ursaciuc sistematic. Deci l-a făcut albie de porci și domnul Băieșanu este străin de ce s-a întâmplat în presă. Bașca, mișcările prin teren făcute. Nici domnul Ursaciuc n-a stat cu mâine, însă nici nu putea să stea. Însă, domnul Băieșanu trebuie să gândească foarte bine ce face de acum încolo. Pentru că oamenii vor rămâne în partid. Nu pleacă nimeni dintr-un partid aflat la putere să ducă în opoziție. Nu cred că o să plece nici domnul Ursaciuc. N-are niciun sens, până nicio logică. Până am zis că a plecat în America. N-o fi plecat. N-are niciun sens, n-are nicio logică să părăsească cineva formațiunea politică. Însă domnul Băieșanu trebuie să schimbe atitudinea și să fie acum, mai ales că a fost reales, să fie președintele tuturor liberalilor și să-i asculte și pe cei care au fost împotriva. Am văzut mai vorbi cei care au fost împotriva la fel de vocal? Nu, dar ce rost mai are? Adică ce să vorbească? Ce? Unde? Ce e foarte interesant e că biroul politic care a fost ales e în unanimitate din echipa lui Alexandru Băieșanu, cu excepția deputaților care fac parte de drept. Deci ce, adică nici măcar câțiva oameni în birou nu au putut să își aleagă cei din echipa lui Marius Ursaciuc. Nu, deci ăsta este stilul. Adică s-a păstrat proporția și la birou. Așa era normal, dacă era o alegere civilizată, dar domnul Băieșanu a vrut tot și el s-a înconjurat numai de yes-meni. De aia care zic să trăiți, domnul Băieșanu, da, am înțeles, să trăiți. Ce? Păi să luăm primul vicepreședinte, ca să lămurim cum stă treaba la PNL Suceava, să vedem câtă democrație este. Păi cele mai multe voturi la vicepreședinte, sunt mai mulți, sunt vreo 10, nu? Le-a luat Marius Mău, care e cu mătru cu Alexandru Băieșanu. Ce partid este, mă? Ce alegeri sunt astea? Spui cu mătru acolo. Că doar nu l-a... Zim și mie ce a făcut Marius Mău ca liberal. Zim o acțiune de-a lui Marius Mău. El e președintele organizației municipale Suceava PNL. Zi-mi și mie ceva ce a făcut.
Adică, cum au venit... S-ar putea spune că ar fi adus vreo 22.000 de voturi în de alegerile unde? Locale. Cine? Marius Mău? Dacă e șef organizației, nu? Dar să, el își asumă... să le fie cumpărat de la Metro de undeva, că el de unde să aducă voturi, nu? Hai să fim serioși. Deci Marius Mău este nimeni cu acte în politică. Și adică spui tu mie că l-au votat cei de la Frasin, de la Vama și de la Izvoarele Suceve pe Marius Mău pentru ce? L-au votat că l-a, i-a pus Alexandru Băișan. No, era o listă acolo. Era o listă și s-a votat mai lista mult. Acolo. Și, bun, dar el a avut cele mai multe voturi, Marius Mău, cu Mătru, nu? Și după aia, ce personalități sunt în biroul permanent? Hai să o luăm și așa. Sunt 2-3 primari, nu? Cam asta. Bă, dar zici și mie, Marele Partid Național Liberal, da? Care sunt meseriile liberale? Păi, una dintre cele mai cunoscute meserii liberale este cea de medic. Zici și mie, câți medici sunt la PNL în conducere? Se poate sunt doctori. Bă, mai mulți doctori decât medici. Dar zi un profesor medici. Universitar. Zi pe cineva de Alexandru acolo. Alexandru Băișanu e în universitate. El e conferențiar. Da. Nu, dar zi, lasă domnul Băișanu. El e și teolog, și poet, și filozof. Hai, lăsăm pe el, că el e președinte. Dar în biroul ăsta permanent, cu cine ești tu în față, mă, să spui oamenilor ăsta, mă, noi suntem Partidul Național Liberal, avem pe domnul doctor cu tare, pe doamna profesoară cu tare, pe domnul inginer cu tare, zi-mi și mie niște personalități de acolo, din biroul permanent, zi-mi niște oameni din ăștia care au lăsat urme pe acolo unde au fost, un profesor de matematică foarte cunoscut în Suceava sau în câmpul moldovenesc, un medic care operează, care te caută în urechi și spune că ai otită, zi-mi și mie niște personalități. Eu adunat eu o listă acolo de yes-men care execută ce face, ce spune Alexandru Băișan. Bă, ăsta e Partidul Național Liberal la Suceava. Nu e altfel. Bun, am terminat cu alegerile la PNL. O să fie mai multă liniște acum, da, în acest partid? Da, dar acum ce se mai fac scandal? Pentru ce? N-are nicio logică. Cu cine să te cerți și pentru ce? Păi poți să te cerți cum s-au certat ei acolo pe scenă, pentru căldură în oraș, pentru căldură în școli, asta pentru a zis domnul... căldură în casa de cultură. Mai, asta cu casa de cultură, știi că și s-a dat vina pe primar. Deci casa de cultură, încă o dată trebuie spus, casa de cultură... Ia sindicatelor, Nu este a primării, n-are nicio legătură. Și sindicatele, care sindicate? Că ele sunt moarte și îngropate și oamenii de la Casa de Cultură, vai de mama lor, abia își duc zilele, își duc traiul, da? Pentru că ce activități faci la Casa de Cultură să câștigi? N-ai. Și ei tragă unul. Nu poți să pornești instalația de căldură pentru 10 milioane de lei cât e, sunt două ore. Sau nu știu cât se plătește acum. Vreo 10 milioane. Să închiriezi sala mare. Da, probabil că acea bătaie pe obrazul administrației a venit pentru simplu fapt că nu avem o altă sală decentă, corect, nu? Nu împiedică nimeni administrația. Da, nu, deci, asta ca să o lămurim cu casa de cultură. Și că oamenii de acolo abia trăiesc, n-au cum să dea drumul la încălzire. Pe centrală proprie e foarte scump. Deci ăsta e un aspect. Al doilea aspect, că nu avem o sală. Păi se construiește aia la modern. Acolo o să fie o sală modernă. A, de ce nu se construiește acum? Pentru că nu sunt bani. Bă, fraților, dar dacă nu sunt bani, deci domnul Vosganean și cu domnul Chestor sau nu știu cine era, cetățeanul ăla de la Fundulea sau nu știu de unde era venit, ei ziceau de parcă ar fi fost în opoziție. Bă, fraților, dar voi sunteți la putere, mă. La Suceava, domnul Băișanu e așa cu primarul Ion Lungu pe care voi îl criticați, că i-a făcut campanie electorală și sunt foarte bune amici politici. Și domnul Băișanu, dacă e mare sculă pe basculă la PNL-ul vostru acolo, trebuia să bată la uși la București, să deblocheze niște fonduri, să aducă să termine la modern aici, Centrul Cultural Bucovina, sau cum se numește el, da? Și era chiar ministrul economiei în sală. Deci asta e o chestie. Bă, revenim puțin la Casa de Cultură, acolo sunt și foarte mulți chiriași care nu cred eu că stau tocmai în frig sau că nu-și plătesc chiriile la timp. Sunt cluburi, sunt dar nu știu, tot felul de, eu n-am fost de mult firme acolo, de transport, sunt birouri de traducere. Dar acolo cu reșori, cu alea, nu poți să încălzești de tamai hardughia. Am înțeles că nu s-a dat drumul la căldură pentru că nu s-a primit toate avizele de la ISCIR sau ceva de genul acesta. Dar acolo este centrală mai de mult. Acum, nu știu, poate trebuia de făcut o revizie, asta nu știu. Dar e greu să ei nu mai să ții 1000 de oameni la, nu știu, dacă erau 10 grade este de încăpere. Este inuman. Dar ai viceprimar. Bă, de ce n-am mișcat domnul Doroftei? Că e așa e cu domnul Băișanu. Sindicatelor, n-ai spus tu mai devreme. Nu, dar nu pentru Casa de Cultură. Lasă, aia mă pentru altă clădire. Pentru aia. De ce nu mișcați lucrurile? Că voi sunteți la putere. Și vine domnul Vosganean și spune că la Suceava stau copiii și îngheață. Dar să zică domnul Vosganean unde nu îngheață copiii în țara românească la momentul ăsta. Și să spună domnul Vosganean, care este ministrul al economiei, ce strategie are România pentru încălzirea populației? Care este strategia pe energie în România? Care este aia? Să o spună. Gazul nu-i bun? Nu, biomasa dar... întârzie, vedem? Bă, dar cum vorbiți, mă, voi parcă ați fi în opoziție, mă?
Păi încă au stat, câte grade erau în sală? Nu știu dacă era vreo 10 grade. La 2 grade cu plus era bun pentru ei. Îți mulțumesc pentru prezența la Comentariul Zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Bihular, toate cele bune.